amuzament. Un moment. Bună seara. Bună seara. Seara la bar. Text Ioan Marinescu Puiu. Lectura și muzică D.L.C. Zici că barul, prin definiție, este un loc în care noi, băutorii, suntem cinstiți. Da, și de aceea iubim pe cei care ne fac cinste. Aici am băut un vermut care m-a lăsat mut, așa că am decis să mă mut în alt bar. Am tras o dușcă și am anunțat că mă mai așteaptă câteva cuminți în sticlă. Noi, care muncim la negru, la bar consumăm numai albituri. Și știți ce am observat? Cu cât bei mai mult, cu atât s-ar mai greu peste o masă. Apropo, dar de mâncat nu vreți să beți ceva? Unii consumă pe zi 2 litri de lichid, alții 2 litri de lichidități. Deviza barului pe un perete: nu bezi niciodată pe stomacul gol. Luați înainte 100 de vodka. Bună asta. 100 de vodka dublă. Bună, bună seara. Bună seara. Amuzament, un moment. Încă un moment. Din cugetările unui melalcolic. Text Ioan Marinescu Puiu. Lectura și muzica D.L.C. Și pistolul are un butoiaș, dar nu ține vinul în el. Pentru un om beat, o cărare se poate bifurca și în trei. Având în vedere cadrul de desfășurare și obiectul muncii, între mine și vecinul meu există mai degrabă nu o prietenie solidă, ci una lichidă. Fiecare grad de tărie alcoolică are gradul lui de civilizație. Într-o băutură care torne apă, gradele se simt retrogradate. Cine a zis despre vecinul meu că și-a pierdut mințile? Nu este adevărat. Și le-a băut, ce este cu totul o altă poveste. Dilemă. Bem ca să uităm sau uităm ca să bem? Vecinul meu, de când nu mai bea, își conduce mașina în stare de sobrietate. Beția este un dar, dar și un har, nu se învață. Pălinca de ardeal și la umbră are tot 50 de grade. Nu, dar am avut o revelație. Uneori alcoolul provoacă și așa ceva. Vecinul meu la bar într-o seară, ducând paharul plin la ureche, a zis: aud vodci. Aud vodci. Aud vodci.